Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, dear ladies and gentlemen, brothers and sisters, la această sărbătoare înaltă a învierii Mântuitorului Iisus Hristos, on this great and glorious celebration of the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună la Sfânta Evanghelie după Matei. I invite you all to open your Bibles together at the Gospel of Matthew. Capitolul 28. Chapters 28. Voi citi de la versetul 1 la 15. I'll be reading from verse 1 through 15. Voi citi doar în limba română. The reading will be just in Romanian. Noastră care vorbiți engleză, urmăriți pe ecran textul englezesc. And those of you who do not speak Romanian, feel free to view the overhead. Să ascultăm cuvântul Domnului. Let us listen to the word of the Lord. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjirii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus aceste lucruri. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat ca să-i cuprindă picioarele și ei s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se ducea ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut un sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Oștașii au luat bani și au făcut cum i-a învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Amin. Învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. The resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Este piatra de căpătâi a doctrinei creștine. Is the bedrock of the Christian faith. Sfântul Apostol Pavel spunea. The Holy Apostle Paul said. Că dacă n-a înviat Iisus Hristos, that if Christ Jesus did not rise from the dead, credința noastră este degeaba, zadarnică. Our faith is in vain. Dar Iisus Hristos a înviat. But Jesus Christ has risen. El este viu în vecii vecilor. He is alive forevermore. Noi nu ne închinăm unui Dumnezeu mort. We do not worship a God that is dead. Nici unui Dumnezeu făcut de mâini omenești. Nor do we worship a God that is made by human hands. Ci ne închinăm unui Dumnezeu sfânt. But we worship a holy God. Care El ne-a făcut pe noi. Who created us. Noi suntem creația mâinilor Lui. We are the work of His hands. Ce dovezi ale învierii putem să aducem astăzi? What proofs of the resurrection do we have today? Voi menționa câteva. I'll mention a few of them. Fără să insist asupra lor. Without expounding on them. Prima dovadă este caracterul cuvântului Scripturii. The first proof is the character of Holy Scripture. Pasajul pe care l-am citit. The passage that I read from this morning. Toate evangheliile. All of the Gospels of Jesus Christ. 1 Corinteni 15. 1 Corinthians chapter 15. Sunt pasaje biblice care vorbesc despre acest adevăr. These are all biblical passages that speak to the veracity of this. Sfânta Scriptură este adevărată. The Holy Scripture is true. Este expresia scrisă a lui Dumnezeu. It's the written expression of God. De aceea ne putem baza pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. And that's why we can put our faith in this word. Ca pe o dovadă vie a învierii. As a real proof of the resurrection of Jesus Christ. Al doilea argument este caracterul lui Dumnezeu. A second argument is the character of God. Dumnezeu nu este un om ca să mintă. God is not like man that he should lie.
Ce spune, aceea face. That which he does, he will bring to pass. Iisus Hristos a spus aceste cuvinte. Jesus Christ said the following words. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10. In the Gospel of John, chapter 10. Versetele 17 și 18. Verses 17 and 18. Tatăl meu mă iubește. My Father loves me. Pentru că am puterea să-mi dau viața. Because I have the power to give my life. Și am puterea să o iau înapoi. And I have the power to take it back. Nimeni nu mi-o ia cu sila. No one takes it from me by force. O dau eu de la sine. I give it according to my own free will. Și o iau înapoi. And I take it back. Cuvintele lui Dumnezeu, the words of Christ, sunt drepte așa cum este Dumnezeu. Are true just as God is true. De aceea ne putem rezema pe caracterul divin. That's why we can have our base and our foundation in God's character. Ca să avem o dovadă puternică despre învierea Mântuitorului nostru. To have a powerful proof of the resurrection of Jesus Christ. O altă dovadă este existența bisericii sale. An additional proof is the existence and the current existence of the Church of Jesus Christ. Un Dumnezeu mort nu-și poate zidi biserica. A God that is dead cannot build his church. Dar pentru că Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea. But Jesus Christ said, I will build my church. Această afirmație presupunea ca el să fie viu în vecii vecilor. This means that Jesus Christ was alive and will be alive forevermore. Și să poată să zidească biserica. And as such he can continue to build his church. Și de 2000 de ani el zidește această biserică. And for over 2000 years he continues to build his church. Și va continua să o facă până va veni a doua oară. He will do it until his second coming. Apoi un alt argument sunt milioanele de credincioși născuți din nou prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. An additional proof are the millions of born again Christians that live by Christ's word. Și care trăiesc astăzi prin puterea învierii. And that live through the power of Christ's resurrection. Un alt argument sunt promisiunile lui Dumnezeu. Another argument are the promises of God. Promisiune de mântuire. Promises of salvation. Promisiune de binecuvântare. Of blessing. Promisiune de prezență divină. And of the divine presence. Și apoi ultimul argument pe care îl voi menționa. And the final argument that I'll note este atacul vrăjmașilor asupra acestei doctrine. Is the attack of the adversaries against this truth. Ați văzut că încă din ziua învierii. You've seen that from the day of the resurrection. Mai mari lui Israel din vremea aceea. The great men of Israel of that time. Au construit o minciună. They decided to put together a lie. Că soldații romani au dormit. That the Roman soldiers fell asleep. O eroare care se pedepsea cu moartea în Imperiul Roman. An error that was punishable by death in the Roman era. Dar au inventat minciuna. But they invented this lie. Au mituit cu bani această minciună. They bribed and paid off the guard. Și în felul acesta minciuna s-a răspândit până astăzi. And as such this lie has been perpetuated till today. Și astăzi sunt argumente de felul acesta împotriva învierii lui Isus. And even today there are such arguments, such absurd arguments against the resurrection of Jesus Christ. Atacul vrăjmașilor împotriva învierii Domnului și a bisericii sale. The attack of the adversary against the Church of Jesus Christ and the resurrection of Jesus. Ar fi un atac absurd. Is an absurd attack. Dacă această lucrare învierea n-ar fi un adevăr. If in fact the resurrection would not be true. Dacă nu este adevăr, de ce îl mai ataci? If it's not a truth, why do you attack it? Leave it alone. De obicei ataci ceea ce există, nu ca să distrugi. You only attack that which exists, not that which does not exist. Prin urmare, Iisus este viu. And as such, we all know that Jesus Christ is alive. Dar în dimineața aceasta, but this morning, aș vrea să vă invit să urmărim împreună un mesaj practic despre înviere. I'd like to take a practical approach to the resurrection of Jesus Christ. Ne vom uita la patru adevăruri practice. And we're going to look at four practical truths. Pe care le-am înmănâncat împreună într-un mesaj pe care l-am intitulat. That I've entitled together in a message called. Înviere și binecuvântări. Resurrection and blessings. Și primul aspect practic, and the first practical aspect that we note, este că în învierea lui Iisus Hristos, that in the resurrection of Jesus Christ, avem garanția divină a cunoașterii problemelor noastre. We have the divine guarantee that he knows our problems. Uitați-vă în pasajul Matean pe care l-am citit. Take a look at the Matthean passage. Capitolul 28, versetul 5. Chapter 28, verse 5. Știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. For I know that you seek Jesus who was crucified. Datorită învierii, because of the resurrection, noi avem această garanție că Domnul știe problemele noastre. We have this assurance that Jesus Christ knows our problems. Femeile care căutau pe Iisus, femeile sfinte, the women, the holy women that sought Jesus,
N-au spus nimic ce fac acolo la mormânt. They didn't tell or have a word with anyone as to what they were doing there. Dar îngerul Domnului care era prezent deja acolo, but the angel of the Lord that was already present there, le-a spus: "Știu că voi căutați pe Isus." Noted, I know that you are looking for Jesus. Acesta este un fapt foarte glorios. This is a glorious issue, fact. Problema ta și problema mea, my problem and your problem, este cunoscută în ceruri. Is known in heaven. Dumnezeu spus-o chiar și îngerilor, the Lord told it even to the angels, ca să-i trimită, să-i delege, să vină în ajutorul tău și al meu. And he sent them to come and help us in times of need. Uitați-vă împreună cu mine la ceea ce cunoaște Dumnezeu. Take a look and see what the Lord Jesus Christ knows. Dumnezeu a cunoscut căutarea femeilor. He knew what the women were looking for. Din nou versetul 5. In 5 again. Știu că voi căutați. I know that you seek Jesus. Și noi suntem într-o căutare continuă. We also are in a constant seeking. O căutare de sănătate. We seek health. O căutare de pace. We seek peace. O căutare de înțelepciune. We seek wisdom. O căutare de soluții la problemele vieții. We seek solutions to the problems of life. Dar vreau, am o veste bună, vreau să vă spun că din pricina învierii, but I've got good news for you today. It's because of the resurrection. Dumnezeu a delegat deja un înger care să vină în ajutorul tău. Jesus Christ has sent his angels to come in the time of need. Să vină în ajutorul casei tale. To come in the time of the need of your family. În ajutorul business-ului tău. In your business needs. În ajutorul întrebărilor tale. In your quest for your questions. Pentru că Dumnezeu știe căutarea ta. Jesus Christ knows and God knows your issues. Și are soluție pentru ea. And he has solutions for them. Are formulă de binecuvântare pentru tine. He has the formula of blessing you. Apoi, thereafter, nu numai căutarea a cunoscut-o Dumnezeu. He didn't just know the what they were looking for. Dumnezeu a cunoscut și greutatea cu care erau confruntate femeile. He knew the problems and the burdens that they had. În Marcu 16 cu versetul 3. Mark 16 verse 3. Cuvântul Domnului spune așa. The word of the Lord says as follows. Femeile ziceau una către alta. And the women said amongst themselves. Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Who will roll away the stone from the door of the tomb? Aveau o greutate, o povară mare pe umerii lor. That was on their lives. Cine va mișca piatra aceea de la mormânt? Who will take this weight, this stone from the tomb? După datele istorice și arheologice pe care le avem, from the historical facts that we have, o piatră la ușa mormântului the stone at the front of the tomb avea rolul nu numai să protejeze mortul de dincolo din mormânt was not there just to protect the corpse from the elements outside, dar și să împiedice hoții ca să vină și să vandalizeze mormintele. But it was also designed to keep the thieves away, those that would come and vandalize. De aceea o piatră la ușa mormântului se spune că întărea aproximativ 2 sau 3 tone. And that's why the stone at the front of the tomb, its weight is approximated to be 2 to 3 tons. Aceste femei aveau o povară imensă. These women had a huge burden on their lives. Cine va da piatra la o parte? Who will take this stone away? La fel suntem și noi astăzi. Many times we're the same today. Avem poveri și avem greutăți. We have burdens and weights that weigh things that weigh us down. Cine va ridica de peste noi povara îndoielilor? Who will lift up the weight of doubt? Povara cancerului. The burden of cancer. Povara crizei din familie. The burden of crises in families. Povara crizei din business. Crisis in business. Povara crizei din școli. Crisis in the school districts. Oricare povară. Whatever the burden may be. Cuvântul Domnului ne spune, the word of the Lord tells us, să ne bucurăm, that we should rejoice, pentru că avem un Dumnezeu, because we have a God, care zilnic ne poartă povara, that takes our burdens on a day-to-day basis. Psalm 68, versetul 19. Psalm 68, verse 19. El trăiește pururea, he lives forevermore, ca să ne poarte poverile, as one who takes and bears our burdens, și să faciliteze accesul nostru la tronul de har al lui Dumnezeu, and facilitates our access to the throne of mercy. Glorie Domnului. Glory be to God for this. Apoi este un al treilea aspect legat de cunoașterea problemelor noastre. As Christ knows our problems, este că Domnul cunoaște opoziția căutătorilor adevărului. Jesus Christ knows the opposition to our seeking. Am văzut în pasajul de astăzi, we've seen in the passage that was read from this morning, că mari preoți din timpul acela, that the high priests of that time, au complotat cu soldații romani, they made a plot together with the Roman soldiers, de asemenea cu procuratorul Pilat, along with Pilate, ca să se ridice împotriva acestui adevăr, that they should rise up against this truth,
Însă am o întrebare, frașesorilor, doamnelor și domnilor. But I have a question this morning for you all. Unde sunt astăzi cezarii romani? Where are the Roman Caesars today? Unde sunt călăii comuniști? Where are the communist dictators? Unde sunt opozanții bisericii de-a lungul milenilor? Where are those that accused the church and have accused them throughout the centuries? Toți au pierit în gropile uitate ale istoriei. All have died and have been forgotten in their graves. Dar biserica lui Dumnezeu a mers înainte. But the church of Jesus Christ has gone on. Credeți că Dumnezeu nu vede astăzi această teroare musulmană împotriva bisericii? Do you think that Lord Jesus see the great terrorist and Muslim threat against the church? Va avea grijă și de aceasta. He will take care of this also. Va avea grijă, Domnul, de toată corectitudinea politică a timpului. He will make sure to take care of all the political correctness that is alive and well today. Și va ridica oameni care vor spune adevărul lui adevăr. And he will raise up people that will call the truth the truth. Fie la Casa Albă. Whether it's in the White House. Fie la Moscova. Whether it's in Moscow. Fie în Europa de Vest. Whether it's been in the West. Fie în lumea islamică. Or in the Islamic world. Dumnezeu rămâne în picioare. Jesus Christ will remain standing. Adevărul lui rămâne în picioare. His truth will remain standing. Biserica lui merge înainte. And his church will continue to go on. Pentru că o zidește un Hristos viu. Because it is built up by Jesus Christ. Glorie Domnului. Praise God for that. Aceasta este prima binecuvântare. This is the first blessing. Prima garanție a învierii din morți a lui Iisus Hristos. The first assurance of the resurrection of Jesus Christ. El cunoaște problemele tale. He knows your problems. Căutarea ta. Your seeking. Poverile tale. Your burdens. Opozanții tăi. And those who come against you. Pe aceea care te împiedică să nu vezi adevărul. That's why don't be discouraged, see the truth. Apoi, a doua binecuvântare. The second blessing. Este garanția divină a găsirii adevărului. It's the divine assurance that you will actually find the truth. Din nou Matei 28:5. Matthew 28 verse 5. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor. But the angel answered and said to the woman, nu vă temeți. Do not be afraid. Că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. For I know that you are seeking Jesus who was crucified. Sentimentul comun al tuturor celor care caută adevărul. The sentiment that we all have in common of those who seek the truth. Este frica. Is fear. Frica de a nu reuși. Fear of not succeeding. Frică de a fi înșelați. Fear of being tricked. Frică de a fi amăgiți. Of being duped. Frică de faliment. Of failing. Frică de necunoscut. Of not knowing. Dar Dumnezeu vine și alungă această frică din But tine. But Jesus Christ comes and he puts away this fear. Prin adevărul pe care ți-l revelează. Through the truth that he reveals. Și adevărul astăzi este adevărul învierii. And this truth today is the truth of the resurrection. De aceea aș vrea să fii sigur. That's why I'd like you to be sure. Că Dumnezeu te ajută în găsirea adevărului. That Jesus Christ helps you when you seek the truth. Cum? How? Prin aceste patru aspecte. In four distinct ways. Primul. First. Vei fi asistat în căutarea ta. You will be assisted in your seeking. În cazul femeilor. In the case of the women. Femeile au fost asistate de îngerii lui Dumnezeu. The women were assisted by the angel of God. Tu din această dimineață and you who are here this morning, ești asistat de cuvântul Domnului, are assisted by the word of God, de slujitorii lui Dumnezeu, by the men of God, de cuvântul Sfintelor Scripturi, through the word of God. Dumnezeu are îngeri în casa aceasta de rugăciune. God has his angels present here today. Și nu numai atâta. And not only that. Iisus Hristos este prezent aici. Jesus Christ is present in his church. Este acest argument clasic care de obicei se amintește în ocazii aceste. It's the classical argument that's noted many times in this day. În momentul acesta, în această casă de rugăciune, in this moment, in this house of prayer, sunt mii de voci. There are thousands of voices. Dar faptul că nu le auzi cu urechea, but the fact that you don't hear them with the naked ear, aceasta nu le anulează. This doesn't mean they're not there. Trebuie un aparat de radio. You need to have a special radio. Și atunci vei ști că este adevăr. Then you'll know that there are thousands of voices. În camera aceasta, în sala aceasta, in this actual room, sunt mii de imagini. There's thousands of images. Faptul că nu le vezi, the fact that you don't see them, nu le anulează, că doesn't mean that they're not here. Ele există. They're here. Îți trebuiește un televizor. You need a special television. Un computer. A computer. Dar încă ceva. But there's another thing. În locul acesta, in this house of sunt worship, mii de îngeri. There's thousands of angels. Și Dumnezeu este aici. And God is present. Faptul că nu vezi cu ochii de carne, the fact that you don't see him with your eyes, nu exclude prezența lor. Doesn't mean that he's not here. Îți trebuie un aparat simplu. You need a simple a tool. Credință. And that's a faith. Iisus este aici. Jesus Christ is here. Îngerii lui sunt aici. His angels are here. Ca să te asiste să vezi adevărul. To assist you to see the truth. Să te asiste să poți să crezi. So you can believe the truth. Să te asiste să poți să înțelegi. So you can actually understand the truth. Apoi este al doilea argument. There's another argument.
Nu te teme când cauți pe Isus. Don't fear when you seek the Lord. N-ai să găsești altceva. You're not going to find something else. Nu vei fi dus în eroare. You won't be led in error. Dacă pe Isus îl cauți, if you seek Jesus, nu-l vei găsi pe Napoleon. You won't find Napoleon. Nici pe Mahomed. Or Muhammad. Nici pe Buddha, nici pe Confucius. Or Buddha or Confucius. O să-l găsești pe Isus. You will find Jesus Christ. Dar este al treilea argument. That's the third argument. Nu trebuie să te temi când cauți. You don't have to fear when you seek. Însă să-l cauți pe adevăratul Isus. But seek the true Jesus Christ. Întrebarea este aceasta. The question is as follows. Pe care Isus îl cauți? Which Jesus are you seeking? Ascultați cuvintele îngerului. Look at the words of the angels and listen to the words. Nu vă temeți. Do not fear. Pentru că știu că voi căutați. For I know that you are seeking. Pe Isus. Of Jesus Christ. Dar nu Isus oarecare. But not any Jesus Christ. Ci Isus care a fost răstignit. But the Jesus Christ who was crucified. Și care a înviat din morți. Who was risen from the dead. Dacă pe acest Isus îl cauți. If you're seeking this Jesus. Ai să-l găsești. You will find this Jesus. Dar dacă îl găsești pe Isus de pe National Geographic. But if you'll find the Jesus from National Geographic sau de pe Learning Channel, or from the other channels, n-ai să-l găsești niciodată. You won't find the true Christ. Va fi un extraterestru, un It'll alien. Be an extraterrestrial, an alien. Va fi o poveste ebraică. A nice fable. Sau altă istorie de felul acesta. Or some historic act. Dar caută-l pe Iisus cel răstignit. But seek Jesus Christ the crucified and risen from the dead. Și el personal va sta în dreptul tău. And he personally will come and meet you. Și îți va da binecuvântarea lui. And he will give you the blessing, his blessing. Și apoi este al patrulea argument. There's another argument. Fii gata să vezi dovezi. Be ready to see the proofs. Atunci au văzut mormântul gol. They saw the tomb that was empty. Se vede și astăzi. It's seen today. Dar vei vedea atingerea Domnului. You'll see and feel the touch of Jesus. Vei vedea vindecări divine. The divine healings. Vei vedea minuni supranaturale. The supernatural miracles. Vei vedea înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. The wisdom of the word of God. Și în felul acesta nu te vei considera singur înțelept. And that's why you won't consider yourself smart on your own. Proverbe 3, capitolul 7, la 8. Proverbs 3, 7 and 8. De ce să te pierzi singur? Why should you be lost on your own? Considerând că tu știi tot adevărul. Thinking you know it all. Cercetează. Look. Pentru că una din garanțiile învierii because one of the guarantees of the resurrection este ca Dumnezeu să te ajute în căutarea ta. Is that Jesus Christ will help you as you seek. În al treilea rând. Thirdly, a treia garanție a învierii. The third guarantee of the resurrection este o promisiune de întâlnire personală cu Isus. Is the promise of a personal meeting with Jesus Christ. Voi citi din nou din Sfânta Evanghelie după Marcu. Let me read the Gospel of Mark again. Capitolul 16. Chapter 16. Versetele 6 la 7. Verses 6 and 7. Ascultați acest pasaj. Follow along with me. Îngerul a zis femeilor. The angel said to the women. Nu vă înspăimântați. Do not be alarmed. Căutați pe Isus din Nazaret. You seek Jesus of Nazareth. Care a fost răstignit. Who was crucified. Nu este aici. He is risen, he is not here. Iată locul unde îl puseseră. See the place where they laid him. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui. But go, tell his disciples. Și remarcați aceste cuvinte ale angelului. And remark the following words of the angel. Și lui Petru. And Peter. Că merge înaintea voastră în Galileea. That he will go before you in Galilee. Și acolo îl veți vedea. And there you will see him. Una din binecuvântările învierii. One of the blessings of the resurrection. Este promisiunea aceasta, garanția aceasta întâlnirii personale cu Isus. Is the promise of a personal meeting with Jesus Christ. Nu numai o întâlnire colectivă. It's not just a meeting in mass. Spuneți ucenicilor mei. Tell my disciples only. Dar spuneți și lui Petru. It says tell Peter. Pune numele tău acolo. Put your name there. Spune lui Lazar. Tell Lazar. Lui Chivu. Joe. Mariei. Mary. Ioana. John. Că Iisus se întâlnește cu tine. That Jesus Christ is going to meet you personally. Poate că tu te întrebi. Maybe you ask yourself. Oare pe mine mă aude? I wonder, does God hear me? Oare pe mine mă vede? Does he see me? Oare pe mine mă bagă în seamă? Does he know that I exist? Oare problema mea este cunoscută înaintea lui? Is his problem known? Is my problem known to him? Știe prin ce criză trec eu? Does he know through what crises I'm passing? Știe ce iad este în casa mea? Does he know what's in my household, in my family? Știe în ce stare sunt copiii? Does he know in the state of my children? Știe în ce stare este inima mea? Does he know the state of my heart? Știe. He does know. El știe foarte bine. He knows very well. Dați-mi voie să vă ilustrez cu o experiență din familie. Let me illustrate with a personal example from my family. Știu că soția mea se uită ca să vadă. I know that my wife is looking and viewing to see our worship. Și ea își aduce bine aminte. And she remembers well.
Dacă ești păstor, dacă ești apostol, dacă ești profet. If you're a minister, if you're a prophet, if you're a pastor. Aceasta nu semnează că nu treci prin necazuri. This doesn't mean that you don't have trials and tribulations. În ultimele trei luni ați văzut. You've seen in the last three months. Am trecut printr-un infarct cerebral. I've had two cerebral vascular accidents. Soția cancer la rinichi. My wife was diagnosed with cancer in her kidney. Dar necazul vine peste oricine. Yes, trials and tribulations and disease come upon us all. Iisus ne-a spus că în lume vom avea necazuri. Jesus Christ told us that in this world we will have tribulation. Însă El ne-a spus că este cu noi. But He said that be of good cheer for I am with you. Am fost într-o vreme de încercare diferită de cea de acum. I was in a different time of trial, trouble and tribulation. Și așa cum cunoașteți activitatea, eram plecat în Europa cu Evanghelia. And as you know my activity, I was in Europe preaching the gospel. Soția a rămas acasă nemângâiată. My wife was at home alone. Și cu problemele mari pe care le aveam. And with the great significant problems that I had. Era sâmbătă seara. It was Saturday night. Și stătea de vorbă cu băieții, cu Flaviu și cu Călin. And she was talking with our boys, Flaviu and Călin. Și a zis, sunt așa de amărâtă. And I said, you know, I'm so bummed out. Așa de necăjită. So depressed. Că nu cred că mai pot să mă duc la biserică. That I don't even know if I can go to church. Mâine dimineață nu mă duc, mergeți numai voi. Tomorrow morning I'm not even going to go to church. Why don't you just you two go? Dar băieții au insistat, mame, nu se poate. Tu vii cu noi la biserică. And the boys said, mom, no, that can't happen. You've got to come to church with us. Acolo este o cântare care îți poate ridica sufletul. There you may hear a song that could lift you up. Este un cuvânt care poate să te pună în picioare. There'll be a word from the Lord in the sermon that could lift you up. Dimineața te luăm cu noi la biserică. And in the morning we'll take you to church with us. În timpul nopții. And during the time of night. Frământată de probleme și de necazuri. As she was pondering and worrying. Soția a început să plângă. My wife began to cry. Și s-a rugat Domnului zicând. And she prayed to the Lord saying. Doamne, de ce atâtea necazuri? Lord, why so many trials and troubles and tribulations? De ce atâtea probleme? Why do we have so many problems? Se mai merită să te slujească pe tine cineva dacă ne leagă atâtea necazuri? Is it really worth it as we go through all these trials and tribulations? Mai avem trecere în fața ta, Doamne? Do you actually hear us? Do we have access to you? Ne mai iubești? Do you still love us? Mai avem preț în ochii tăi? Do we still have value in your eyes? Și cu întrebările acestea a dormit puțin. And with these questions in her mind, she fell asleep. Dimineața băieții Flaviu și Călin au luat-o și au adus-o la biserică. And in the morning the boys woke her up and brought her to church. Când a venit la biserică? When she came to church. Pe vremea aceea încă, dacă unii dintre noi să țineți minte, trăia fratele George Mazilu. Some of you remember at that time brother George Vasilu was still alive. Era un om în cărucior. He was a man who was in a wheelchair. A avut un accident teribil de mașină. He had a terrible car crash. Care l-a paralizat. That resulted in permanent paralysis. Trupul lui era o ruină. His body was destroyed. Vorbirea dificilă. His speech was difficult. Dar nu i s-a luat dragostea pentru Domnul. But his love for the Lord didn't go away. Nici bucuria de a veni la casa Domnului. Nor the joy of coming to church. Nu lipsea de la biserică. He was always present. Never missed a service. And I remember him. Veneam la amvon. I would come to the pulpit. Și cu greutate își ridica mâna. And with great difficulty he would lift his hand. Și îmi făcea așa cu degetul. He'd give me a thumbs up sign. Domnul este cu tine, frate Gog. God is with you, brother Gog. So când a venit la biserică în acea duminică? So that Sunday morning when my wife came to church with the boys. Fratele Mazilu era aici deja. Brother Vasil was already here. A trecut soția pe lângă el. My wife passed by him. A dat mâna cu el. Shook his hand. Și fratele Mazilu i-a spus ceva cam așa. And brother Vasil told her something as follows. Sora Magdalena. Sister Maggie. N-am putut dormi astă noapte. I could barely sleep last night. M-am rugat pentru dumneavoastră. I was praying for you. Și i-a dat un plic soției. And he gave her an envelope. Soția a venit la loc. And my wife came and sat down. A deschis plicul. And opened the envelope. Și au zis ce este în acest plic. And look at what was in this envelope. Cu un scris din acela dificil de om paralizat. With a very difficult handwriting of a paralyzed man. Era o colă de hârtie împărțită în două. It was a sheet of paper that was divided in two. Prima parte spune așa. The first part said as follows. Magdalena. Magdalena. Către Iisus Hristos. Towards Jesus Christ. Doamne. God.
De ce îngădui atâtea? Why do you allow all these things to come upon us? Mai are rost să te slujim? Is it worth it for me to continue serving you? Mai avem noi preț în ochii tăi? Do we have a value in your eyes? Ne mai iubești? Do you still love us? Și partea a doua a scrisorii. And part two of the letter? Scrisoarea lui Iisus către Magdalena. The address of Jesus Christ toward Maggie. Da, te mai iubesc. Yes, I still love you. Încă ai preț în ochii mei. You still have value in my eyes. Mi-am dat viața pentru tine. I gave my life for you. Sufletul soției a fost dedicat. The spirit of my wife was lifted up. Starea ei s-a vindecat. Her state was healed. De ce? Why? Pentru că s-a întâlnit personal cu Domnul. Because she had a personal encounter with Jesus Christ. Are Domnul prin cine să-ți vorbească? God has who and through who he can speak. Are Domnul cum să se atingă de tine? He knows how to touch your heart. El este prezent aici. He's present here today. Te aude. He hears you. Te vede. He sees you. Pentru că așa spune cuvântul Domnului. Because that's what the word of the Lord says. Spune-ți tuturora. Tell everyone. Dar și lui Petru. But Peter also. El te remarcă din mulțime. He isolates you from the mass. Te vede din mulțime. He sees you amongst the masses. V-am spus cu altă ocazie și vă aduc din nou aminte. I've told you other times and I remind you. Eram în România și am plecat în Moldova. I was in Romania and I left on a trip to Moldova. Să predic la o căsătorie în Mitocul Dragomirnei. To preach at a wedding in some part of Moldova. Eram cu unul din Thank you. Yes. Eram cu unul din foștii mei colegi de seminar. I was with one of my former colleagues. Și nunta era în localitatea lui. And the wedding was in his town. Sâmbătă, nunta era duminica. And the wedding was on Sunday. Duminică seara ne-am oprit în Botoșani. And Sunday night we stopped in Botoșani. Sâmbătă seara. Saturday night we stopped in Botoșani. Am predicat cuvântul Domnului acolo. I preached the word of the Lord there. Și apoi la 5 dimineața trebuia să avem un autobuz care să ne ducă în Mitocul Dragomirnei. And at 5 a.m. we had a bus that had to take us to that to that town. He is good. Yes. Ne-am dus la 5 dimineața în autogară. And we left at 5 a.m. We were in the actual station. Dar nu era un autobuz care pleca direct din Botoșani în această localitate. But there was no direct route from Botoșani there. Ci era un autobuz care venea din Siret. But there was a bus that came from Siret. Ajungea în Botoșani. And it came into Botoșani. Și acolo își continua drumul spre Suceava. And from there it went on. Dar era duminică dimineața. But it was Sunday morning. Oamenii veneau acasă. The people came home. Și din Siret autobuzul a venit plin. And from there the bus was packed. Nu era șansă să te urci în autobuz. There was no way that you could get on and continue going with the bus. Oamenii care veneau cu autobuzul acesta erau și pe scara autobuzului. They were actually on the ladders and on the sides of the bus. Când a sosit în stație, when the bus came to the station, conductorul a strigat. The driver yelled. Nu avem loc pentru nimeni. We have no more room for anyone. Pentru că sunteți așa de mulți. Because there's so many. Cere să se suplimenteze un alt autobuz să vă ducă la Suceava. Ask for there to be another bus that's chartered to go to Suceava. La ora 5 dimineața era încă întuneric. But at 5 a.m. it was still dark. Becurile acelea comuniste palide de 25 de watts. The communist lights of 25 watts. Te făceau parcă și mai orb acolo. Made you see even poorer. Însă s-a întâmplat minunea. But a miracle happened. Oamenii au început să se agite. The people started to get disturbed. Unii să blasteme, să înjure. Others began to swear. Și apoi conductorul a strigat. And then the driver yelled out. Domnii aia doi. Those two that are over there. Aia doi, domnii aia tineri. Those two young chaps there. Dumneavoastră veniți și vă urcați în autobuz. You two come and get on the bus. Dumneavoastră trebuie să ajungeți acolo. You guys need to get somewhere. N-am știut despre ce vorbește. I had no idea what he was talking about. Ne-am uitat înspre autobuz. We looked toward the bus. Și a zis din nou, domnii aia doi de acolo. He says, those two gentlemen that are there. Am zis către Costică. And I said to Costică. Te pomenești că ne strigă pe noi. You think he's calling us? Și am zis, noi? And he says, us? Și zis, da, voi. He says, yeah, you too. Ne-am dus și ne-am urcat în autobuz. And we got on the bus. Ne-am urcat pe scară. We got on the ladder. Și am zis către el. We said to the driver. Dar cum de ne striga pe noi? Why did you call out to us? Și așa m-am văzut împins să vă stric pe dumneavoastră. He says, I have no idea. I just felt compelled to call you both. Am ajuns la nuntă. We got to the wedding. Și am făcut nunta. And we did the wedding. I-am zis lui Costică. I told Costică. Știi ce s-a întâmplat, Costică? You know what happened there? Domnul sau îngerul Domnului a vorbit acestui conductor. The angel or the angel of the Lord has spoke to the driver. Și a zis. And he told him. Ia-i pe robii mei. Take my servants. Că nu poate aștepta mirele și mireasa după ei. Because the bride and the groom can't wait after them. Du-i să facă nunta. Take them there to preach and do the wedding.
Sună interesant, ciudat, hă? It's interesting, isn't it? Dar este adevărul. But it's the truth. Dumnezeu, Jesus Christ, îți oferă garanția unei întâlniri personale cu El. Offers you the guarantee, the assurance of a personal meeting with Him. Spune-i lui Petru. Tell Peter. Că mă întâlnesc cu El. That I'm going to meet Him. În această dimineață se întâlnește cu tine. And this morning He's here to meet you. Pune-ți numele tău acolo. Put your name there. Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând. And then fourth and finally. În înviere. In the resurrection, avem garanția unei trăiri înalte. We have the assurance of great living. Matei 28:9. Matthew 28 verse 9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis. And when Jesus met them, he told them, bucurați-vă. Rejoice. Ele s-au apropiat. So they came and held. Să-i cuprindă picioarele. Him by the feet. Și i s-au închinat. And worshiped him. Uitați-vă la patru experiențe ale acestor femei. Look at the four experiences that these women had. Prima, the first, o întâlnire personală cu Isus. A personal meeting with Jesus Christ. S-au întâlnit cu El. They met him. Așa cum în această dimineață. Just like this morning. Tu te-ai întâlnit cu Domnul. You met Jesus Christ. În cântarea care a avut loc. In the song sung. În părtășia frățească. In the fellowship. În dragostea care este în Hristos Iisus. In the love that is in Jesus Christ. În cuvântul Evangheliei. In the word of the gospel. Domnul are o viziune specială pentru tine. Jesus Christ has a special vision for you. Chiar o profeție. A prophecy for you. Probabil că ascultând Evanghelia. Maybe listening to the gospel. Dumnezeu ți-a răspuns deja la întrebări pe care Jesus le ai. Jesus Christ has already responded to the questions that you've had. Mi-aduc aminte și în această privință. I remember likewise in this respect. 3-4-5 ani în urmă. 3-4-5 years ago. Am fost în Bistrița. I was in Bistrița. Avem bistrițeni aici? Are there Bistrița, those from Bistrița here? Putem vorbi împotriva lor că nu-s mulți. There's not many we can speak with against them? No. Avea o aniversare specială acolo. There was a special anniversary in this part of Romania. Și m-au invitat să predic cuvântul Domnului. And they invited me to preach the gospel there. Și mi-aduc aminte în seara aceasta. And I reminded them. Fratele pastor Viorel Deac. The pastor Viorel Deac. Mi-a zis așa. Told me. Frate Gog. Brother Gog. În seara aceasta. Tonight. După ce predicați cuvântul Domnului. After you preach the gospel. Trebuie să mergem într-o familie. We need to go into a family. Unde sunt niște probleme extraordinar de încurcate. Where there's some severe and significant problems. Sora din familia aceasta, soția. The wife in the family. Mi-a spus că dacă nu mergem în seara aceasta după serviciu divin acolo. Told me that if we don't go after the program to her house. Casa ei se ruinează. Her house will be destroyed. Și ea să se sinucide. And she'll commit suicide. Ați auzit bine. You've heard it well. Am slujit înaintea Domnului. We served in the church. Am predicat cuvântul lui Dumnezeu. We preached the gospel. Biserica a fost cercetată. The church was moved. Și la urmă fratele pastor a spus așa. And afterwards the pastor said as follows. În seara aceasta Dumnezeu ne-a dat un cuvânt profetic. Tonight the Lord has given us a prophetic word. Cred că acest cuvânt a răspuns la mulți. And I think that this word has responded to many questions. Și cu aceasta dâns o încheia serviciul divin. And with this the service was concluded. Am așteptat după dânsul să mergem în familie. We waited I waited for the pastor so we can go into the family. Toți au plecat din biserică, numai noi doi am rămas. Everyone had left with the exception of the pastor and myself. Când au plecat toți și am rămas numai noi doi. And when it was just us two alone. I-am spus, frate pastor, eu sunt gata să mă duc unde mă duceți. He said, brother, I'm ready to go wherever you're taking me. Mergem în familia aceea cu probleme. He says, well, we'll go into the family that has the problems. Și dânsul mi-a zis. And he told me, Frate Gog, Brother Gog, nu mai trebuie să mergem. We no longer have to go. A venit familia la mine. The family came to me. După ce ați terminat predica. After you finished preaching. Și a zis, frate pastor. And I said, brother, and I said, pastor. Nu mai trebuie să veniți în casa noastră. You no longer need to come into our household. Dumnezeu ne-a vorbit în seara aceasta. The Lord God spoke to us tonight. Știm ce trebuie să facem. We know exactly what we have to do. Și cum să ne vindecăm relația. And we know how to resolve and to heal our relationship. Așa lucrează Dumnezeu. That's how God works. O întâlnire specială. With a special meeting. Apoi este o a doua experiență. There's an additional experience. Bucurie și tărie. Joy and strength. Matei 28 cu 9 și 10 spune. Matthew 28, 9 and 10 says as follows. Bucurați-vă. Rejoice. Nu vă temeți. Do not fear. Poți să simți astăzi bucuria învierii? Can you feel the joy of the resurrection this morning? Poporul Domnului trebuie să salte de bucurie. The people of the Lord have to be happy and rejoice. Hristos Mântuitorul este viu. Because Jesus Christ is alive. Nu este viu pentru că e o tradiție creștină. He's not alive just because it's a Christian tradition. Este viu cu adevărat. He's truly alive. Și de aceea poporul trebuie să fie plin de bucurie. And that's why we must rejoice. Să se îmbărbăteze. To encourage each other. Și să aibă curajul să vină înaintea acestui Dumnezeu viu. And to have the courage to come in front of this live Lord. Cu orice te apasă în inimă. With
any burden that you would have in your orice heart, te frământă, with any problems that you would have, pentru că El este în stare să aibă grijă de orice problemă. Because He can take care of any problem. Este a treia binecuvântare. A third blessing. Învățați de la Isus. Learn from the Lord. Femeile s-au apropiat de Mântuitorul. The women came close to the Lord. Să-i cuprindă picioarele. Hug His feet. Este cel mai potrivit loc pentru noi. It's the best place for us to meet the Lord. La picioarele lui Isus Hristos. At the feet of Jesus Christ. Această poziție în Scriptură. This position in Scripture. Este similară cu a învăța. Is similar to that of learning. De vremea Mântuitorului Isus Hristos. At the time of Jesus Christ when He was on earth. Un învățător. A teacher. Avea ucenici. Had His own disciples. Cu care mergea din loc în loc. And He traveled with His disciples from place to place. Se așezau în anumite locuri. And they would sit in many places. Ucenicii se așezau la picioarele Lui. And the disciples would sit at the feet of the master. Și învățătorul îi învăța. And the master would, the teacher would teach them. În această dimineață. This morning. De înviere, the morning of the resurrection, am avut ocazia acestei trăiri înalte. We had the occasion to live gloriously, să fim învățați de Isus. To be taught by Jesus. Aceasta nu este numai casă de rugăciune. This is not just a house of prayer. Este și așternutul picioarelor lui Dumnezeu. It's also the place that the Lord places His feet. De aceea aici este un loc de învățare. That's why it's a place where we are instructed. Un loc de unde se spune adevărul. A place from which the truth is proclaimed. Un loc de unde poți să fii binecuvântat. A place from which you can be blessed. Și apoi în ultimul aspect, al patra. And the fourth aspect. Este frumusețea închinării. Is the beauty of worship. Versetul 9, partea finală din Matei 28. Verse 9, the final part in verse 9 of chapter 28. Spune și ei s-au închinat. And they worshiped Him. Ne-am închinat în cântare. We worshiped in song. Ne-am închinat în rugăciune. We worshiped in prayer. Ne-am închinat în dărnicie. We worshiped in giving. Ne-am închinat în părtășie frățească. We worshiped in fellowship together. Acum ne închinăm în cuvânt. And now we're worshiping in the word. Ce frumos este să te poți închina lui Dumnezeu. Isn't it beautiful to worship the Lord together? Este locul despre care o cântare de-a noastră spunea. It's the place that one of our songs says. Vreau să aud din nou cântări. I'd like to hear the songs again. Cum nu se aud pe nicăieri. Aren't heard anywhere else. Decât acolo unde El. Only where He is. Tatăl prea sfânt Emanuel. Oh, the great Father Emmanuel. Aici este Domnul. The Lord is present. Aici este Tatăl ceresc. The Father is present. Aici este Isus cel înviat din morți. The Son who is risen from the dead is aici here. Aici este Duhul lui Dumnezeu. The Holy Spirit of God is here. De aceea în locul acesta. That's why in a place like this. Ai garanția cunoașterii problemelor tale. You have the guarantee that your problems are known. Dumnezeu te vede. God sees you. Te cunoaște. He knows you. Ai garanția găsirii adevărului. You have the guarantee that you will find the truth. Ai garanția întâlnirii personale cu El. You have the guarantee that you will actually meet Him personally. Și ai garanția unei trăiri înalte cu El. You have the assurance that you will live gloriously for God. De aceea te întreb. That's why I'd like to ask you this morning. Vei merge acasă tot cum ai venit? Will you leave here and go home the way you came? Sau îi vei da ocazia lui Iisus Hristos? Or will you give Jesus Christ the occasion? Să ți se reveleze ca Mântuitor. To reveal Himself to you as Savior. Ca Dumnezeu care îți poartă de grijă. As a God that provides. Ca Dumnezeu care te ridică. As a God that lifts you up. Ca Dumnezeu care este în stare să te binecuvânteze. As a God who can bless you. Iisus este viu. Jesus Christ is alive. El este aici. He is present. Este aproape de tine. He is near you. Și îți vorbește direct. And speaks to you directly. Îți vorbește prin cuvânt. He speaks through His word. Dacă prin cuvânt îl înțelegi, if you hear Him and understand Him through His word, ai ușa deschisă la toate celelalte binecuvântări. You have the door that's open to all the blessings of God. Mă rog Domnului. I pray to God. Ca să pleci de aici o făptură nouă. That you would leave here a new creature. Unul care poți să spui. Someone who can say. În ziua învierii Domnului. That in the day of the resurrection of Jesus Christ. Am fost la biserică nu dintr-o tradiție. I was at church not just because of a tradition. M-am dus căutând adevărul. I came seeking the truth. Am găsit adevărul. I found the truth. M-am întâlnit cu Mântuitorul. I met Jesus Christ. De aceea cum sunt o făptură nouă. And that's why I'm leaving a new creature. Și datorită acestei experiențe. And because of this experience. Vreau să-i aduc închinarea mea. I'd like to worship Him. Vreau să-i aduc recunoștința mea. I'd like to tell Him my appreciation. Mulțumirea mea. My thanksgiving. Fă împreună cu mine. Would you do it along with me? Ne ridicăm în picioare. Let us all rise together. Și ne rugăm Domnului. And let us pray to the Lord. În rugăciunea ta. And in your prayer. Spune-i Domnului. Tell the Lord. Doamne, atinge-mă pe mine. Lord, touch me. Atinge casa mea. Touch my household. Atinge-mi copiii. Touch my children. Atinge-mi soțul. My husband. Soția. My wife. Doamne, atinge-mi business-ul. Lord, touch my business.
Fă-mă să pot să văd cu adevărat. Help me to see and understand că tu ești un Mântuitor viu. That you are a true risen Lord, a Savior. Și garanția în urma acestei rugăciuni. And the guarantee that after this prayer is prayed sincerely. Dacă ai făcut-o din toată inima. If you've done it with all your heart. Este că Dumnezeu se va atinge de tine. Is that Jesus Christ, God will touch your life. Ne rugăm Domnului cu toți. Let us all pray together.